f definită pe r cu valoare în r, o funcție derivabilă, deci punem f definită pe r cu valoare în r, cu proprietățile f de x plus y minus f de x minus f de y egală cu 5xy pentru orice x și y din r. Da? Și mai avem o condiție cu derivată. Ceva, da? Și, nu. Și limită când h tinde la 0 din f de h pe h egală cu 2. Să se determine f de 0 și f derivat de x. Parcă văd eu că f de... da. 0 s-ar putea să fie 0, da? Ca să dea aici minus f de 0, h minus 0 și asta să fie f derivat. Hai că vedem. Ia, deci acum, în primul rând ne uităm la relația asta, da? Hai să scoatem câte ceva. Păi, uite, odată dacă îl dau pe x egal cu 0 aici, în relația asta, ia uitați ce îmi rămâne. Vine f de y minus f de 0 minus f de y egal cu 0. Ăștia se reduc eu rapid. F de 0 egal cu 0. Deci deja l-am făcut pe ăsta, da? Deci clar că eu ăștia au șpicat, da? Bun, hai să vedem ce mai scoatem acum. De aici, dacă facem limită din f de h pe h, observați, treaba asta pot să o mai scriu așa. F de h minus f de 0 pe h minus 0, când h tinde la 0, este exact limita de aici, că f de 0 e egal cu 0 și asta e 2, da? Dar limita asta înseamnă cine? F derivat în 0. Deci iată că și f derivat în 0 este tot 2, da? Dar mie îmi cere f derivat de x la modul general. Bun, hai să vedem ce mai scoatem noi din relațiile acestea. De aici. Pot să-l pun pe y minus 2x, să-l scot pe... uite, aș putea să-l scot pe y egal cu minus x. Pot să fac mai multe aici, știți? Dacă îl fac pe y egal cu 2x, vine f de 2x egal cu 2f de x cu nu știu ce. Da, observați, peste tot f derivat la grilă este o funcție de gradul 1, deci m-aș aștepta aici f de x, deci să fie o funcție de gradul al doilea, da? Da, să vedem cum. Eu teoretic, atenție, având o grilă, apropo de deștepții care îmi dau mie sfaturi cu grila, că uite, ai grila, ghicești din grila. Păi, bun, ghicești, dar asta nu-i matematică. Că, repet, puneți-vă problema, cine a făcut grila, întâi a rezolvat problema. El a compus problema, a rezolvat-o și a compus grila. Da? Dar, repet, dacă vreți să fiți păcăliști din aceștia, puteți să ziceți așa, bă, peste tot am funcție de gradul 1, derivată. Deci iau o funcție f de x de gradul al doilea, ax pătrat plus bx plus c, o bag aici și aflu pe abc și s-a terminat povestea, da? Deci se poate face și în felul acesta. Uite însă ce fac, stați că mi-a picat fisa. Uite, facem așa, f de, să scoatem pe f de x plus y minus f de x, da? Egal cu 5xy plus f de y, da? Și ia să-l împărțim, să împărțim toate astea la... să aflăm așa, uite. Hai să calculăm f derivat într-un punct x0, da? F derivat într-un punct x0 este limită din cine? Când x tinde la x0, din f de x minus f de x0 supra x minus x0, da? Dacă îl notez pe x... cu un x0 plus h, știți că limita se mai poate scrie așa, derivata limită când h tinde la 0 din f de x0 plus h minus f de x0 supra h. Dar f de x0 plus h, ia uitați ce zice aici, f de x plus ceva minus f de x este produsul acelor ceva, deci este egal cu limită când h tinde la 0 din 5x0 ori h plus f de acea variabilă plus f de h, totul supra h.
da? Distribui numitorul, ia uitați, îmi rămâne 5x0 plus limită când h tind de la 0 din f de h pe h. Dar limită din f de h pe h, iată, mi-a zis o problemă că e egal cu 2, deci egal cu 5x0 plus 2. Cine era asta? Derivata într-un punct oarecare x0. Prin urmare, f derivat de x este 5x plus 2. F derivat de x este 5x plus 2, iată răspuns corect. Nu mi-a mai trebuit asta, dar nu contează, asta am scos. Da? Și cu asta am încheiat problema. Răspuns corect, E.